Andrei Ple subliniere utranează scandalul de FIMRI. Una din formele cele mai acute ale de FIMRI este lingueala bleaghilei ceremoase. Niciun popor nu poate fi defimat, spune Andrei Ple subliniere. De ce? Pentru ce nu poate fi definit integral doar prin câțiva reprezentanți care mai fac subliniere Y subliniere L de exprimare în propria limbă. Depinde ce numim defimare, pentru ce una din formele cele mai acute ale defimării este lingueala bleaghilei ceremoase. Asta este tot o formă de defimare, a spus Andrei Pleu la Digi24. Există autodefaimare sub unele as. Dacă trimii se te reprezinte la Bruxelles pe cineva care nu tie nici o limbă, care nici limba lui nu o tie bine, care n-are în spate nicio isprav, asta e un fel de a i da singur palme, a punctat scriitorul. Ple subliniere uvinem subliniere i cu o ipoteznea subliniere teptat, dar dacă spui ce România am tput pe mâna unor hoi, unor proti, asta e de fi mare. Nu. Este un strigat de ajutor, concluzionează scriitorul. Dacă spui, România e un popor de proti, asta e o defimare. Întâi nu trebuie să spui despre nici o comunitate lucruri generale I2. Nu e adevărat. Niciun popor nu e definibil în sensul asta. În România, slav Domnului, sunt oameni de toate calibrele. Ii sunt foarte mulți oameni de tepi. Asta e o defimare. Dar dacă spui ce România am tăput pe mâna unor hoi, unor proti, asta e de fi mare. Nu. Este un strigat de ajutor, a mai explicat Andrei Pleu. Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a susținut recent ce formațiunea sa va promova un act normativ în baza căruia vor fi sancționate persoanele care denigrează imaginea României în exterior. El a declarat într-o emisiune televizată că propunerea nu va opri libera exprimare, însă va reglementa situațiile de defimare a cerii.